Salutare, bine v-am găsit! Forța PAC Junior, emisiunea care vă vorbește vouă copiilor, elevilor, despre cât de importantă este meseria de fermier, de producător de mâncare în România, care vă aduce vouă pe masă, vă pune alimentele foarte, foarte bune, gustoase, sănătoase, cele pe care le preferați. Toată mâncarea pe care o luați din supermarket sau de la piață este produsă de niște oameni extrem de inimoși, extrem de muncitori, foarte implicați, care asigură în continuare existența satului românesc. E vorba de fermierii României și acești fermieri sunt ajutați să-și desfășoare activitatea de către Uniunea Europeană, politica agricolă comună, adică, scurtând discuția, primesc sprijin pentru a-ți desfășura activitatea agricolă. Suntem azi în a doua parte a emisiunii despre și a subiectului, a temei, despre ce întrebări și ce nelămuriri au copiii legate de fermieri, de animale, de plante, de ce înseamnă să produci mâncare de calitate și gustoasă în România. Îl avem alături de noi pe un tânăr care tocmai se inițiază în tainele televiziunii, probabil că își dorește o carieră în acest în domeniu. Îl avem pe Andrei. Salut, Andrei, ce faci? Bine. Prima mea întrebare e... Stai, că la întrebări mai avem un pic. Hai să ne povestești un pic despre tine. Câți ani ai, în ce clasă ești, de unde ești și ce pasiune ai tu în acest moment? Ce te interesează așa în viață? Sigur, ești în vacanță, ești un pic mai liniștit, până la școală mai e, dar zi-ne un pic despre tine. Pe mine mă cheamă Andrei, am 10 ani, trec clasa 5-a. De unde ești? Eu sunt din București. Perfect. Ce-ți place să faci? Ce hobby-uri ai? Îmi place să mă joc, dar și ca hobby fotbal. Fotbalul, bravo. Deci ai și parte fizică și stai și pe calculator când e nevoie sau când ai chef, nu? Da. Perfect. Bun, hai, că erai nerăbdător. Zi-mi prima întrebare. Ce nelămurire ai în zona asta? Ce înseamnă să fii fermier? Bună întrebare. Uite, nu mă așteptam. Păi, fermier înseamnă să... Părinții tăi ce meserie au? Tatăl meu lucrează la Vodafone și mama mea e psiholog. Perfect. Ei, fermier înseamnă tot o meserie, ca și cum ar lucra la Vodafone sau ar fi psiholog, numai că el se ocupă de altceva. El, fermierul în general, lucrează la țară, la sat, mergi la țară, ai unde ai vacanțe pe care le petreci la țară? Da. Ok, deci el lucrează la țară, are o și se ocupă locul lui de muncă, este o fermă. Adică e o clădire înconjurată de niște terenuri unde își desfășoară diferite activități. Sunt fermieri care lucrează în zona plantelor, cum se numesc ei fermierii din vegetal, care se ocupă să crească plante pe care după aia să le transforme în mâncare și să ajungă pe la tine pe masă. Sunt fermieri care cresc și cultivă roșii, ardei, castraveți, vinete. Sunt fermieri care cultivă fructe în copaci, în livezi, mere, pere, cais, cireș, ce mai vrei, ce fructe mai sunt. Și sunt fermieri care cultivă plante, cereale în general, așa se numesc, care, de exemplu, cum este grâul, care se transformă în pâine. Asta... Sunt fermierii care, să zicem, lucrează în zona vegetală. În zona de animale sunt fermieri care au tot așa niște clădiri mai mari pe care le denumim grajduri și în care pot crește vaci care să dea lapte, păsări, găini care să dea ouă, oi, capre care iarăși să dea lapte, porci care... să ne dea carne, să le transformăm în cremvuș sau bacon, pe care bănuiesc că îți plac produsele astea. Asta înseamnă să fii fermier, practic. Să lucrezi undeva la o fermă, într-un câmp,
sau într-o clădire, de unde să produci hrană pentru toată România. Hrană fie din plante, fie din animale. Am înțeles. Și a doua întrebare, pentru că iubesc bananele și kiwi-ul, aș vrea să știu dacă s-ar putea să se construi serie în România în care să crească fructe și legume exotice. Da. Pe de o parte, sigur, se pot construi sere și solarii, adică niște clădiri de sticlă sau din folie transparentă care se încălzesc mai tare și în care poți crește fructe, banane, să zicem, sau portocale, sau kiwi, care se cultivă mai unde, în zonele, în alte țări unde e mai cald, numai că s-ar putea să nu renteze, să coste foarte mult să le produci și atunci să fie mai ieftin să le aduci de acolo, din țările unde se fac mai simplu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cred că îți dai și tu seama că vremea se schimbă un pic, nu? E din ce în ce mai cald, parcă, nu? Da. Ai văzut și se vorbește de chestia asta cu schimbările climatice, cu faptul că cresc temperaturile pe pământ și deja sunt zone unde în România s-ar putea și sigur în anii viitori, sigur se vor putea crește fructe exotice, poate nu chiar banane, dar poate kiwi cu siguranță, pentru că e din ce în ce mai cald și atunci sigur va putea renta și la noi. Dar principalul motiv pentru care acum încă nu cresc la noi este că nu este suficient de cald, pe de o parte, și doi, le-am putea crește în sere, dar mai mult așa, ca hobby, pentru că dacă am vrea să facem cantități mari, să ajungă într-un supermarket, să cumpere toată lumea, sigur ar costa foarte mult. Și atunci e mai ieftin să le aduci din țările unde se produc. Da. A treia mea întrebare este, de ce la școală nu există o materie despre gastronomie și agricultură? Bun. Sunt... Pe de o parte... N-a existat foarte mulți ani, n-a existat interes foarte mare pentru fermieri. Acum, în ultimii ani, a reapărut interesul acesta pentru că noi, în urmă cu câți ani? 14 ani, nu erai născut. România a intrat în Uniunea Europeană, face parte cu alte state dintr-o familie, dintr-o uniune. O uniune în care fermierii sunt ajutați, sunt sprijiniți, primesc bani ca să își facă își desfășoare activitatea de fermier. Pentru că primesc bani, pentru că e foarte importantă această activitate, pentru că fără ea, fără fermieri, am murit de foame. Nu am avea ce să cumpărăm de mâncare. Ei, din momentul în care am intrat în această Uniune Europeană, a reînceput interesul pentru fermieri și pentru agricultură. Și, ca să-ți răspund la întrebare, acum poate nu avem, și poate voi nu aveți o opțională ceva pe agricultură și gastronomie românească. Dar în câțiva ani sigur veți avea. Interesul e din ce în ce mai mare. A patra mea întrebare este, de ce, ce se întâmplă cu plantele de pe câmp, dacă nu sunt odate de oameni? Bun. Aici e o întrebare. Plantele de pe câmp, dacă plouă suficient acolo unde sunt plantele pe câmp, plantele respective își iau apa din ploaia respectivă, da? Cade pe pământ și ele se pot hrăni cu apa respectivă. Dacă nu cade ploaie, riscul este ca plantele respective să se usuce. Ai văzut, știi cum arată o plantă uscată care nu a primit apă, nu? Da. Și de fapt niciun organ, nici plante, nici animale, nici oameni nu pot trăi fără apă. Și atunci fermierii au un sistem de furtune, cum duci și tu apa în grădină, cu furtunul sau cu stropitoarea, numai că sunt niște mașinării mult mai mari, pentru că trebuie să ude suprafețe uriașe, cât Bucureștiul sau chiar și mai ca suprafață, și atunci ei fac ca un fel de ploaie artificială, adică udă ei grădina cum o udăm și noi pentru flori și așa mai departe.
Și acest sistem se cheamă irigații. Deci în momentul în care plantele de pe câmp nu primesc suficientă apă din ploaie, fermierii le irigă. Am înțeles. De ce aș avea nevoie pentru a construi o grădină de legume? Bună întrebare. Păi, în primul rând, ai nevoie de pământul respectiv. Ce fel de pământ? Păi, îți trebuie, în primul rând, până la pământ, îți trebuie o suprafață. Adică ai în balcon undeva, sau ai în fața blocului, sau ai o curte la casă. Undeva trebuie să ai un teren pe care să faci grădina respectivă. După ce ai terenul respectiv sau ai suprafața respectivă, în balcon, de exemplu, poți să-ți iei niște ghivece sau niște jardiniere, mergi la un magazin de bricolaj, poți să cumperi pământ și după aia, tot de la acest magazin, poți să găsești diverse răsaduri de legume sau semințe pe care le pui în pământul respectiv, le uzi, ai grijă să nu bată soarele prea tare, dar totuși să primească lumină, să aibă apă suficientă, dar să nu le necăm, să nu fie apă în exces. Și la un moment dat o să înceapă să crească plantele respective. Și dacă ai grijă de ele, le aperi și de dăunători, le uzi, vei avea în balcon sau în grădină. Vei avea roșii, castraveți, ardei, poți să ai și zmeură, dacă e, sau căpșuni. Sunt mai multe plante care sunt nu sunt atât de pretențioase și cu care îți poți obține propriile fructe și legume chiar în balcon. Interesant. Dacă vrei să experimentezi un pic mai mult, poți să-ți cumperi o mini-seră. E așa ca o... Poate să fie ca o... Cum e casa aceea pentru jucării, știi? Doar că e făcută din ceva transparent. Și poți să pui acolo diverse... Ca să țină poate și peste iarnă, pentru că la balcon îți dai seama că iarna când e frig, nu o să-ți crească nicio plantă. Dar dacă ai mini-sera respectivă, poți să crești acolo liniștit. Chiar și iarna, sau toamna, sau primăvară. Și ultima mea întrebare este, ce înseamnă fructe și legume bio? Bună întrebare. În general... Plantele, legumele și fructele au nevoie de niște substanțe chimice pentru a le ajuta să crească și să ajungă să producă fructele sau legumele respective. Au nevoie să fie ajutate cu un supliment de hrană, să zicem așa. Poate ce găsesc în pământ nu e suficient ca să crească și atunci trebuie să le pui tu niște substanțe separat. Se pot îmbolnăvi uneori și atunci ai nevoie să dai cu niște substanțe ca atunci când ești răcit, iei o pastilă, nu? Sau iei un sirop de tuse. Și plantele respective au nevoie de ajutor. Agricultura bio înseamnă că toate aceste intervenții pe care tu le faci asupra plantelor respective sunt făcute cu mult mai multă grijă. Planta respectivă este crescută într-un fel mai natural decât... Și nu dai cu atât de multe substanțe. Și asta e diferența. Agricultura bio este... Și produsele bio sunt un pic mai scumpe, tocmai pentru că fermierul are mai mult de muncă și produce mult mai puțin decât ar produce în sistemul clasic sau convențional, cum se numește. Ambele produse, și cel convențional și cel bio, sunt sigure. Sigur, se spune și că cele bio sunt mai naturale, mai gustoase, sunt mai aproape de cum se produc, cum e vorba aia, la bunica în grădină. Da, mulțumesc. Cam asta. Te-am lămurit? Ți s-au părut interesante răspunsurile? Da, mi-a răspuns la toate întrebările. Perfect. Și mie mi-au plăcut foarte mult întrebările. Rămâi în continuare și uite... Dacă ai ocazia, ridică problema asta la școală cu un opțional de agricultură și de tot ce înseamnă gastronomie. Cred că va fi utilă, nu numai ție, ci și colegilor, tuturor copiilor. Eu cred că sunt lucruri interesante în domeniul ăsta. Da. Mulțumesc mult, Andrei. Rămâi și tu și ceilalți copii care ne privesc alături de noi, pentru că urmează
redifuzăm episoadele din serialul nostru Erin și Roza, foarte important, o experiență interesantă pe care noi cei din grupul Agrointeligența am pregătit-o pentru voi în cadrul proiectului Forța PAC Junior. Vă mulțumesc mult pentru atenție, salutare, toate bune! Roza, tu ești? Să nu te recunosc! Ce mare și roșie te-ai făcut! Mulțumesc, Erin! Chiar nu ne-am mai văzut de mult timp de când am terminat școala! Wow, ți-au crescut și toți țepii! Arăți de-a dreptul înfricoșător, ceea ce e un lucru bun pentru un arici! Bravo! Cum îți mai merge, Roza? Toate bune acasă, în solar, toată lumea este coaptă? Da, mulțumim mult! Suntem cu toții bine! Tu cum ești? Eu tocmai m-am întors din Germania. Am fost plecat câțiva ani să văd cum e pe acolo. Și? Cum e în Germania? E mai frumos ca la noi? Nu, nicăieri nu este mai frumos decât acasă. Dar sunt locuri noi, fascinante, care te cuceresc. Am trăit experiențe foarte frumoase acolo. Mă bucur pentru tine, Erin. Ești un arici de treabă și meriți ce e mai bun. La noi acasă toate sunt cum le știi. Toată lumea e un pic agitată cu noua politică agricolă comună. Se vor schimba multe lucruri, sunt convinsă. Da, știu. Și în Germania se discută mult despre PAC. Toți aricii erau în priză. La ei sunt multe ferme bio și e mereu mult de lucru. Se gândeau cum să facă să fie mai mulți și mai uniți ca să reușească să răzbească cu toate sarcinile. Știi, un arici e o binecuvântare la o fermă. Noi suntem un fel de asistenți medicali pentru culturi, mai ales pentru legume. Știu, cum să nu știu. Și noi roșiile vă apreciem foarte mult. Și da, ai dreptate, e enorm de muncă și la noi. S-a dezvoltat mult agricultura de când ai plecat. Acum avem și noi ferme performante care sunt atente și la protejarea mediului. Așa că e tare, bine că te-ai întors. Aș mai sta de vorbă cu tine, Roza, dar mă grăbesc să despachetez. Mi-am adus multă înghețată din Germania și vreau să o pun repede la congelator să nu se topească. O să treci pe la tine prin solar zilele viitoare, să vă aduc și vouă înghețată nemțească. O să vă placă, sigur! Te așteptăm cu drag, Erin! Pa, pa, Roza! Pe curând! Pe curând! Cineva în solar? Da, suntem aici, Erin. Bună, Roza! Ți-am adus înghețată delicioasă din Germania. Super! Mulțumesc, Erin! Eu te servesc cu apă rece, tocmai ce au pornit pompele de irigat și apa e super astăzi. Da, ce binecuvântare mare este apa asta, rece și curată! Îmi aduce aminte de copilărie. Eram un arici mic, mic și locuiam în pădure lângă un izvor. Chiar unde locuiești acum că te-ai întors? Ei, mă bucur că ai deschis subiectul. Chiar vroiam să mă consult cu tine. Am nevoie de un sfat. Am luat decizia ca în noul an agricol să fac o schimbare radicală. Nu mai vreau să locuiesc în pădure. Vreau să mă mut la o fermă. La o fermă? Adică cu animale și oameni? Da, la o fermă. Mi-am dat seama că vreau să fiu la o fermă, să ajut și eu în agricultură. Am văzut că este o mare problemă cu tratamentele, cu dăunătorii, iar eu chiar îi pot ajuta. Știi că eu curăț tot, sunt un prieten al plantelor. Da, știu, cum să nu știu, și la ce fermă te-ai gândit? Păi uite, asta este dilema, că nu știu la ce fermă vreau să locuiesc, să-mi întemeiez o familie, să mă apuc de treabă. Sunt multe tipuri de ferme, există reguli clare după care sunt împărțite. Știi că am învățat și noi la școală, ferme mari, ferme medii, ferme mici. Sunt ferme numai de culturi vegetale, sunt ferme de legume, ferme de animale, de vaci, de porci. Uite, ai putea să mergi să stai la o stână. Am auzit că e super, la munte, aer curat. Nu cred că aș vrea să merg la munte, acolo e cam frig. Aș prefera ceva mai aproape, la câmpie. Poate o fermă de vaci, de lapte și unde să se cultive și cereale și plante de nutrieți. Bună idee! Cred că știu una unde îți poți face sigur un burloc ferit. E destul de aproape de solarul nostru, iar familia fermierului e tare de treabă. Are și nepoței, o să te distrezi de minune, crede-mă!
Cum ajung în solar, caut locația și ți-o trimit pe WhatsApp. Abia aștept să devenim vecini. Și eu, Roza, mulțumesc de ajutor. Aștept un semn de la tine. Pe curând! Ești acasă? Bună, Roza! Stai o secundă să vin să-ți deschid poarta. Eram cu văcuțele în graști, mai povesteam de una alta. Sunt tare de gașcă fetele, adevărate Holstein. Toată ziua produc lapte, dar își fac timp și pentru mine. Chiar ne-am prietenit. Ce mă bucur, Erin! Văd că te-ai acomodat la fermă. Ești acasă cu adevărat aici. Da, este super! Nu aș fi găsit ferma asta frumoasă fără ajutorul tău. E perfect aici. Sunt și animăluțe, dar și culturi în câmp. E toată ziua câte ceva de făcut. Alerg dintr-o parte în alta cu treabă, dar îmi place ce fac. Unde mai pui, că sunt și apreciat. Bravo, Erin! Uite, despre asta voiam să discut cu tine. Despre apreciere. Am luat hotărârea că vreau să fiu o roșie valoroasă. Valoroasă? Da, exact, o roșie apreciată la care tot să se uite cu poftă. O roșie bio. Acum, cu noua politică agricolă comună, agricultura bio va fi foarte importantă și eu vreau să fiu în mijlocul acțiunii. Te-ai gândit perfect! Ți se potrivește stilul de viață mai sănătos, dar să știi că va trebui să renunți la o parte din bunătățile pe care le consumi acum. Adică, cam gata cu înghețata. Zeamă de urzici pentru tine! Zeamă de urzici? Serios? Sună scârbos de tot! Ei, glumeam! Dar să știi că roșiile bio nu primesc chimicale. Sunt stropite numai chestii naturale, cu produse omologate pentru agricultura ecologică. Așa prevede politica agricolă comună și cea actuală și cea care va veni. Chiar, ce mai știi despre noua PAC? S-au decis cum vor să facă, intră în vigoare din 2023, după o perioadă de tranziție? Da, așa au decis. A fost ședință mare și au ajuns la un acord. Vom avea o nouă PAC pe perioada 2023-2027. Abia aștept! Sper că România va include noile reguli și măsuri de sprijin pentru arici. Și pentru roșiile bio. Fermierii care produc bio au nevoie de un sprijin mai mare, că tomatele ecologice nu sunt așa de mari. Chiar tu spuneai că nu mai putem mânca orice. Deci, clar, noi fiind mofturoase vom fi și mai slabe. Tu, slabă, Roza, niciodată. Nu-mi te imaginez ca roșiile alea lunguiețe sau crețe, sau mai rău, ca roșiile alea galbene sau roz. Ce e moda asta? A luat-o lumea razna. Ei, nu fi răutăcios, Erin. Au și ele farmecul și gustul lor. E loc pentru noi toate. Ce e drept, tot o roșie mare și rotundă ca mine are mai mult succes. Dar asta nu mă va opri din visul meu de a deveni și bio. Hei, știi ceva? Cred că știu pe cineva care ține cursuri pentru agricultură bio. Cred că îți vor fi de mare folos. Îți dau numărul ei și sigur te va ajuta să-ți îndeplinești visul. Abia aștept să mă mândresc cu tine, să spun tuturor că prietena mea cea mai bună este o tomată bio. Salutare, Roza! Salutare, Erin! Roza, am venit pe la tine să-ți dau o invitație. Puteam să ți-o trimit cu un porumbel zburător, dar mi-am dorit tare să-ți văd fața când o să afli vestea cea mare. Vai, Erin, ce entuziasmată sunt! Uite, m-am înroșit toată la față de emoție. Despre ce e vorba? Ne facem fabrică! Fabrică de lapte! Eu și cu fetele, văcuțele Holstein! Intrăm în afacere cu lapte! Am depus un proiect pe fonduri europene și ni l-au aprobat. Avem și propriul brand, Văcuțele cu Arici. Te-ai prins? Eu sunt Ariciul!
Ha, ești amuzant, Erin. Ce veste grozavă! Deci ferma unde locuiești va avea o producție complet integrată. Porumbul cultivat pe câmp devine furaj pentru văcuțele care produc lapte. Iar acum veți avea și o fabrică și veți vinde laptele direct la magazin. E super, nu? Cine ar fi zis că vom ajunge așa departe? Fără fonduri europene nu am fi reușit. E foarte utilă politica agricolă comună pentru toți cei care vor să dezvolte o afacere în agricultură. Chiar și pentru arici mici ca mine se dau fonduri dacă îți vine să crezi. Iar pentru văcuțe sunt reguli clare de bunăstare. Adică ele fac lapte că vor, nu că sunt obligate. Dau lapte de plăcere și se dau și subvenții. Laptele este mai bun dacă provine de la văcuțe fericite. E super, Erin, și solarul nostru e făcut pe fonduri și deja îl avem de câțiva ani. Tânărul care ne crește poate că nu ar fi rămas în sat dacă nu primea acele fonduri. Deja pentru noua politică agricolă comună are plan să ne extindem, exact ca voi. Deci ne vedem la inaugurarea fabricii? Va fi ceva frumos. Am invitat mai multe legume. Și vinete, și castraveți, și cartofi. Cartofi? Vai, ai grijă să nu mă pui lângă un cartof. Avem boli comune și putem să ne stricăm înainte să ajungem să fim culeși. Stai liniștită, Roza, că știu cum este cu rotația culturilor. Te asigur că totul va decurge ca la carte. Ne vom distra de minune. Abia aștept. Pe curând, Erin. Erin, ești la fermă? Cam ceva important să spun. Sigur, Roza, te aștept. Ce era așa important, Roza? Mai că am speriat. Eram în câmp la recoltat porumbul și nu mă așteptam să mă suni. Sper că nu este nimic grav. Nu, dimpotrivă, am vești extraordinare. Fermierul care ne cultivă a făcut contract cu un supermarket. Familia mea va ajunge în magazin. Noi, roșiile de la țară, într-un magazin mare, îți vine să crezi? Este super, Roza! Vei sta în depozit la rece, apoi veți fi vândute la aer condiționat. Lumea vă va aprecia enorm. Roșii românești în supermarket se vor bate pe voi. De fapt, nu pe mine, ci pe rudele mele. Eu voi rămâne la fermă. La fermă? De ce? Ce s-a întâmplat? Și tu roșie perfectă. Cum să te refuze la vânzare? Ei, nu am zis că am fost refuzată, voi fi ținută pentru sămânță. Fermierul e așa de mulțumit de formele mele, de parfumul meu și de gust, că vrea să aibă și la anul roșii ca mine. Sunt oficial o roșie pentru sămânță. Adică ne vom putea întâlni și anul viitor. Vei fi tot tu, dar din sămânță, și vor fi chiar mai multe, Roza. A, da, fermierul tău, lovitura, se va îmbogăți cu genetica ta. Ei, nu e vorba de a se îmbogăți, dar vrea să cultive numai roșii bune, cu gust, de care să fie mândru. De aceea sunt și eu așa de bucuroasă că am reușit să-l impresionez. Nu suntem multe roșii pe care le ține de sămânță. O să-mi fie tare dor de tine peste iarnă, Roza. O să aștept cu nerăbdare să fii semănată din nou. Știi, poate anul viitor vom petrece mai mult timp împreună. Da, și eu îmi doresc asta, Erin. Cred că ești un arici deosebit și un prieten adevărat. Cred că puțini înțeleg relația noastră specială. Sigur, anul viitor va fi unul minunat, mai ales că și politica agricolă comună este mai aproape. Vom putea pregăti împreună un proiect comun, poate un lanț scurt de aprovizionare, tu cu laptele, eu cu legumele în solar. Ne putem face chiar un magazin, la Roza și Erin. Abia aștept, Erin, abia aștept să ne revedem anul viitor. Pe anul viitor, Roza! Hibernare plăcută, Erin!